Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara! Știu dacă se vede. Mie îmi place să fac așa terci. Cu ardeiul. Ia să scot unul aici pe farfurie. Să-l vedeți frumos. O monstruozitate din asta. Ia. Așa. Dar asta pe care l-am pus eu e și mai mare. Am tot ce-mi trebuie aici. Paharul. Nu pune loc. Poftim? Smântână. Mi-am dat. Mi-am luat iaurt. În loc de smântână. Avem iaurt. Ah. Ia să punem așa, pac. Dar asta al meu e și mai mare. E imens. Punem și un suc, bineînțeles. Ia să vedem aici. Gata, ardeiul, gata. Gata, Gabi. Ah, am văzut cum ai sunat, Gabi. Eram în spate, în laborator. Stai că nu. Au târg iarăși, ai mei. La Târgoviște. Am scos cătină de la congelator. Trebuie să o fac mâine. Să fac siropuri proaspete. Ardei umplut cu forța, dar nu prea sunt umplut cu forța. În ăsta intră mai multă umplutură. E chiar lejer. E umplut chiar așa, lejer, nu e. Nu e cu forța. Trebuie să tăiem puțin ardeiul. Să facem aici un mare terci. Să vă arăt cum îmi place mie să mănânc. Exact cum mănâncă copiii ăia mici, ciorba. Bunăciune. Sau bunătate, cum se zice. Un iaurt din ăsta straghistă. Am și smântână, dar vreau iaurt. Iaurturile astea au o chestie aici. O protecție. Și înainte să punem iaurtul sau smântâna, trebuie să amestecăm foarte bine. Ca să devină cremos, înțelegeți? Niciodată nu se pune iaurtul sau smântâna așa, direct. Pentru că după aia, aici, în farfurie, o să rămână urât, o să se facă... O să rămână brobițe din alea, bobițe, broboane. Uite, vezi? Îi dăm așa o cremozitate. Înțelegi? O cremozitate. Și acum, altfel, la fel și la smântână. Altfel se omogenizează acum cu toată compoziția asta. E mult mai bun așa. Un pic mai aproape. E sos, boss. Da. Nu știu cum mâncați voi ardei umplut în zona voastră. Poate îl mâncați așa. De aceea am și scos un ardei. Uscat, așa să-l vedeți. Dar în zona mea se mănâncă. Înțelegeți voi? În zona mea se face așa. Uite, așa se face. Cu sos. Să fiarbă aici, în sosul ăsta. De-aia am și scos. Unu. Bun, bun, bun. Nu e târziu pentru a mânca, nu e târziu. Nu e târziu, stai să vezi că mai mănânc. Asta e abia a treia masă, mai am o masă. Și acum punem pâinea. Și la mine la fel, uite, vezi și la Gabi se face la fel. Gabi e din Argeș. Da, așa îl mâncăm în Moldova. Maica mea e din Buzău.
Noi stăm acum în Vâlcea. Chiar în Buzău cum se făcea ardei? Tot la fel? Uite, și în Buzău când era aia mică, tot așa se făcea. Și acum amestecăm totul. Și nu se mai înțelege nimic ce o să fie aici. Absolut nimic. Absolut nimic. De-aia am și scos un ardei aici în față, să-l vedeți. În toată splendoarea lui. Mamă. Și pâinea asta absorbe tot sosul ăsta, înțelegeți. E o tehnică. O tehnică. Otto mănâncă tacticos. Otto mănâncă tehnic. Nu cam așa oricum. Cred că o să-l arunc și pe ăsta aici. Am luat cel mai mare ardei, dar nu era umplut cu forța. Era așa mai ușor umplut. Mai delicat. E o variantă, oricum arată bine. Mulțumesc. Așa îmi place și mie să mănânc ciorbă de fasole. Ciorba de fasole. A, ciorba de fasole mănânci așa cu pâine? Poftă bună, Claudia Banu, mulțumesc. Zici că e vomitătură. E, boss, vomitătura asta m-a făcut mare, ia uite aici. Vomitătura asta m-a făcut mare, frate. Mâncare sănătoasă, ce știți voi. Unii dintre voi ați copilărit McDonald's. Mamă, ce bun e. Bă, da, bag. Bag repede. Păi zic că bag repede. M-am activat. Mi-ai făcut poftă. Poftă bună. Dar ce știu unii? Exact, păi da. Fraților, păzea că dispare în 2 minute, a dispărut. Bun. Bun rău, nu așa. Când eram mic, nu-mi plăcea ardeiul. Mi se părea amar, mi se părea nu știu cum. Și eu azi am făcut ardei în cuți. Cristina, ce tare! Și cum i-ai făcut, Cristina? Cu sos mult? Să fiarbă acolo în sos? Sau varianta cealaltă? Nu mai am. S-a dus. S-a dus, frate. S-a dus dracu. Toată jmecheria. Mai punem unul. Ce prefer, ardeiul cu sos amare, cam la, nu știu, sarmale, să zicem. Să zicem. Sarmalele sunt mai versatile. Sarmalele sunt mai versatile. Le poți mânca cu mămăligă. Ăștia nu-i poți mânca cu mămăligă. Sarmalele le poți mânca și cu smântână. Le poți mânca și cu ardei iute. Ăștia nu-i poți să-i mânci cu ardei iute. Sau cel puțin eu n-am mâncat cu ardei iute. Da. Îmi pare rău, dar îl sacrificam și pe ăsta. Nu mai, tată. Nu mai ține vrăjeala. Trebuie să mănânc. Mi-e foame, am muncit azi. Ia uite ce e aici.
Am muncit azi, fraților. Ia uite ce e aici. Ia uite-l, mă, ce e aici. Bă, dar cam mult orez. Cam mult orez, nu-mi place. Ce înseamnă asta? Ce-i cu orezul ăsta așa mult? Mâncăm orez sau carne? Deci un pac. Hai că-l mănânc pe tot, ce să mă... Am noroc că ăsta e iaurt, nu e smântână. Smântână are multe calorii. Ăsta are doar 70 de calorii pe 100 de grame. Smântână are 200 de calorii minim. E diferență enormă între smântână și iaurt. Bine, e diferență și la gust, într-adevăr. De ce să mănânc rahat? E mai bună smântână. Se simte. Ăsta că nu e smântână. Și că e iaurt. Acum avem cam puțin sos, dar amestecăm bine. Tacticos. Nu mai punem zeamă. E suficient. Îl blenduim aici. Ca să nu ne mai tocim dinții, să mestecăm în aia. Ia uite. Aie, bă, tată. Aie. Ia să vedem. Ce-ai, mă? Mie nu mai-mi place până la atât zeamă. Mi-mi place. Top arată. Ce mănânci băi, Otto? Ardei umpluți. Ardei umpluți, tati. Ia uite aici. Ia uite aici. Ardei umpluți cu smântână, cu pâine, cu... Pam! Ce-ai, mă? Gura asta a fost cam cu multă carne. Aici e problema, că nu-ți mai dai seama care e pâinea, care e carnea. Și e posibil o gură să o iei cu prea multă pâine, o gură cu prea multă carne. O poftă m-ai făcut să mănânc mâine, fac ardei umpluți și roșii și galbeni. Super! Îmi faci poftă și sunt la dietă. Ai citit ce ți-am scris mai sus? N-am citit, Lori. N-am citit, probabil că mă uitam aici. Mai scrie-mi o dată, te rog frumos. Bun. A, apropo, ardei umpluți au 90-100 de calorii pe 100 de grame. Cam așa. Am mâncat mult. Ce drept. Cred că am băgat 1000 și ceva de calorii seara asta. Adică acum, la masa asta. Două castroane de-astea. Imediat se ducea. Imediat se duce, frate. E bun, bun. Am zis poftă bună. Să mă să nu faci mofturi. Că e bătaie. Mulțumesc, Lori. Nu fac mofturi. Crezi că am ajuns așa... Așa mare, dacă eram mofturos. Aștia mofturoși, schifosiți, sunt sărbănoși. Plus că maică mea gătește și foarte bine.
Stai așa că te rezolv. De ce mă înjurați, mă, frate? De ce mă înjurați că vă dau blog și nu o să mai puteți să mă vedeți? Voi pierdeți. Aveți aici conținut de 1000 de euro gratis, frate, pe profilul meu. Conținut moca. De 1000 de euro. Ce-ai mâncat? Ardei umpluți. Ardei umpluți. Ia, să-i aduc aici în prim plan. Ce frumoși sunt. Trebuie să am grijă la zeama asta, să nu o înclin prea mult. Ce frumoși sunt. Ah, cât de bine miros. Facem și puțin... puțin umeri cu ei. Niște exerciții. Gata. Ne-am pompat. De unde știi câte calorii are fiecare mâncare? Păi dacă sunt nutriționist, ce ai mâncat? Ardei umpluți. A scris și greșit. Da, că n-a pus scratimă. Bum! 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 Mâncare adevărată, mă, frate. Doamne, iartă, mă, dă-ți ca pe masă aici. Ăștia sunt de la sală. Am mâncat din ăștia pe bandă. Niște porcării ordinare. Doamne. Au miros de vegeta. N-au nici sare. Să-ți fie de bine. Mulțumesc frumos. Dacă ați intrat prea târziu și n-ați prins live-ul ăsta, sau poate n-ați prins și live-urile, nici live-urile de mai devreme și nici la de ieri, puteți să intrați pe YouTube, pe Miere TV, pun acolo toate live-urile. După ce termin cu live-ul, îl descarc la mine în telefon și îl urc pe YouTube să rămână permanent acolo. Și acolo veți putea vedea tot ce mănânc live. Singura transformare live din lume. Cam atât. Nu cred că mai mănânc altceva. Mai vreau să mai beau suc. Am pepene. Mănânc mai încolo pepene. Cu ce mănânc? Cu brânză din aia puturoasă de oaie maturată. No. Un fel de parmegiano, reggiano. Numai că este românesc. Brânză de horezul, dacă știți. Îmi place că mănânci mâncare adevărată și nu promovezi mâncările basic pentru slăbit, ovăz, salate. Ovăz. Nu o să vedeți la mine pe canal, ovăz. Nu-mi place ovăzul. Chiar nu-mi place. Nu-mi place ovăzul, nu-mi place avocado, nu-mi place broccoli, nu-mi place varza de Bruxelles. Cam astea. Sparanghel. Nu știu dacă am mâncat vreodată, poate la vreo nuntă ceva. Nu mănânc chestii fancy, nu mănânc chestii... cum să zic eu, chestii care nu cresc la noi în țară. Mănânc ce mănâncă românul obișnuit, frate. Ce am crescut și ce mâncau și părinții noștri și bunicii noștri. Pentru că bucătăreasa mea are minunata vârstă de 60 de ani și a prins timpurile alea vechi din comunism. Și îți dai seama că mănânc clasic, mănânc ce se gătește în casă. Nu o să o vezi acum pe maică mea că gătește cu varză de Bruxelles, cu broccoli, cu terciuri de ovăz și alte chestii de genul ăsta. Și eu ador pepenele cu brânză, tele mea. Da, să fie sărat. Să fie sărată brânza. Păi de asta ești de invidiat. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Pink, pentru cadouri. Să fie sănătoasă și mulți înainte. Mulțumesc. Mă aude aici lângă mine, se uită la televizor. Eu acum o cam deranjez, că se uită la telenovele și la filmele ei și am pus să-ți dea televizorul încet, încet, încet pe mine. Mulți ani înainte, mulțumesc, Gabi.
să-ți trăiască bucătăria sau 1000 de ani. Mulțumesc! Doamne ajută! Să vă trăiască și vouă! Părinții, copiii, bunicii, cei dragi vouă. Da, și de asta zic. Eu mănânc mâncare românească, ce se face în casă, ce face mama sita, îți dai seama, pentru toată familia. E, acum că mai face mâncare gătită și mai mă duc eu ca nebunul și mi-au șaorma sau alte prostii, asta e partea a doua, dar încerc cât mai rar să... Încerc să mă limitez la fast food-uri, doar când nu am mâncare în casă. Că mai sunt perioade, o zi, două, când poate n-apucă să gătească, s-a terminat mâncarea și... Mă rog, a fost plecată la vreun târg cu taică-mă în weekend. Apropo, weekendul ăsta sunt la Târgoviște, părinții mei. Vineri, sâmbătă și duminică în Parcul Chindiei. Și sunt convins că o să vândă foarte multă miere și acolo, pentru că peste tot unde se duc vând foarte multă miere. Pentru că avem marfă foarte bună. O seară plăcută în continuare. Mulțumesc, Lori! Cea mai bună mâncare! Știi ce pui în ea? Corect? În Oradea când veniți? Nu venim în Oradea, nu... nu știm pe nimeni acolo. Trebuie să ne invite organizatorul târgului, știi? Dacă organizatorii nu te cunosc sau așa, sau nu te... Mă rog, dacă nu te cunosc, n-au cum să te cheme, să te invite. Și n-ai cum să te duci tu așa, hop-top, să spui tu masa și să... Dar avem târguri pe zona Olteniei. Mai avem și la Tulcea, cel mai departe Timișoara și Tulcea. La Timișoara e un târg apicol. Și taică-mea fiind în asociația apicolă și așa, suntem chemați, îl știe pe organizator. La Tulcea nu e târg apicol, dar nu știu cum a intrat acolo, printr-o cunoștință care știa pe cineva de la primărie care organiza târgul respectiv. Și a început să ne cheme și pe noi. În rest, Craiova, Târgu Jiu, Târgoviște, Câmpina, București, Pitești. La Pitești n-am mai fost de câțiva ani, nu știu ce s-a întâmplat. N-am mai vrut taică-mă să meargă la Pitești. Dar sau nu știu exact ce s-a întâmplat. Vezi că Târgoviște e aproape de Pitești. Adevărat. Adevărat, da. Și Sibiu, uite, și Sibiu e aproape de Vâlcea și nu. La Sibiu n-am. N-am fost niciodată. Nu avem acces acolo, nu cunoaștem niciun organizator. Vreți trebuie să iei pe bază de invitații, nu așa. Poți să vin oricine, oriunde. Gata, vă las, nu vreau să lungesc foarte mult live-ul. O să-l descarc acum, în telefon, și o să-l urc pe YouTube, dacă vreți să-l vedeți, sau poate vreți să vedeți și alte clipuri. Toate clipurile sunt gratis, puteți să-mi dați acolo urmărire și primiți notificare când postez. E simplu, exact ca pe TikTok. Dai o urmărire și... Când postez, îți apare notificare. Dacă nu adorm, și nu cred că adorm, dacă nu adorm, o să mai intru, dar bine, voi dormiți. O să intru pe la 2-3 noaptea să mai mănânc niște pepene cu brânză. Că o să mi se facă foame sau poftă, sau nu știu de fapt, că am mâncat mult acum. Vedem. Eu nu am ore fixe de masă, oricum. Adorm mirea de la tine. Mulțumesc, Claudia, mulțumesc frumos. Și îți mulțumesc că ai cumpărat de la noi și că mi-ai lăsat aici, uite, feedback. Recenzia. Ai idee câte calorii are un castron de ciorbă de perișoare, dar fără perișoare în general? Da, 30 de calorii maxim pe 100 grame. Vezi tu, 3 ori 400 grame, 3 ori 4, 12, 120 de calorii maxim. Mai ales siropul. Da, siropul, mărele sunt super. Sunt super siropurile. Fructe adevărate, astăzi am scos... 16 kg de cătină am scos. 4x4. 4 seturi, cum ar veni. 4 seturi de câte 4 kg. Mâine, la muncă cu mine, trebuie să fac o grămadă. Trebuie să le blenduiesc, să le bag după aia prin separator, să iasă cojițele și căcaturile alea și semințele, să rămână doar pulpa și sucul, după aia să le amestec cu miere. Dar până să le bag la separator, trebuie să le dau cu blenderul, că se înfundă separatorul. Ce ai mai e? Muncă, chinul după lume. Cred că are și ulei. Ei, uleiul mai adun și tu deasupra, că se ridică. Eu am terminat borcanul de miere de cimbrișor de munte. Super! Super, Gabi. E bună așa aia de cimbrișor, da.
Cumpărați cu încredere. Mulțumesc, Claudia. Ești nazist? Oare? Cum a să fiu nazist, frate? Eu sunt născut în 1989. Eu l-am prins, abia l-am prins pe Ceaușescu câteva luni. Cum ne va să fiu nazist? Hai, vă las. Seară frumoasă. Uite, 95 de persoane. Intrați pe YouTube și vedeți live-ul de la început.